Doamne, doamne, doamne. Unde sunteți? Unde sunteți? Aici suntem. Nu tu, mă. O fac, am glumit. Pe cine cauți? Unde sunteți, mă, prăpăditelor, mă? N-am văzut așa ceva. Pe cine faci, mă, prăpădite? Ce ai nebunit? Taci, mă, că cred că din cauza ta nu răspund. Fifi! Fefe! Fifi, Fefe, unde sunteți, fă, fufelor? Fă, Floriu! Tu te-ai prostit de tot la cap! Cine e Fifi? Cine e Fufu? Cine e Fefe? Cine e Fafa? Fifuf? Ce Fufi? Furnicile mele, mă. Ce? Furnicile mele. Păi ce, tu ai furnici? Nu eu, noi avem furnici. Avem mușuroi atât de frumos. Unde? Are ceasul Podea. Știi cât e de frumos? Are și regină. Păi și ce faci? Vorbești cu ele? Păi de ce să nu vorbesc cu ele? Ce? Nu sunt și ele niște ființe vii? Fă, Floro, sunt furnici! Iartă-mă că spun, dar dacă ai ajuns să vorbești cu mușuroiul de furnici, nu mai ai nicio scăpare, să știi, gata, s-a terminat! Unde nearte sunteți, mă? Unde v-ați titulat, mă? Așa ceva! Mă, cântași tu ceva înainte să intru eu? Da! Da, cântai, na! Știam! Oi, de viața mea! Păi și ce l-ai cântat? Cearâncuță, cearâncuță! Asta ne-am cântat! Țărâncuță, țărâncuță? Yes! Mai stai un pic, am treabă cu tine. Și la cine te-ai gândit tu când ai cântat țărâncuță, țărâncuță? La Jennifer. Jennifer? Jennifer Lopez. Hai, lasă-mă! Hai, lasă-mă! Ia tu niște Lopez și du-te și dă niște... Dă băligarul ăla de la cotețe. De ce ești rea acum? Păi, de ce sunt rea? Și de unde și până unde te gândești tu la asta, Lopez asta? Păi, dacă seamănă cu Lina Lucio Cârlan, tu n-ai văzut-o? Când iese Lina Lucio Cârlan cu părul ei ud, așa cârlionțat, și cu blugii ei amulați pe șoalde, băi, de capul meu! Mă, nu ți-e rușine, mă, nemernicule, tu te uiți pe șoaldele femeii. Măi, omule, măi, Gheorghe, mă, bagă-ți, mă, mințile în cutia aia ucraineană. Eu? Cum adică, pă, eu? Eu să-mi bag mințile în cutia ucraineană sau tu? Cine vorbește cu furnicile pe aici, pe-n casă? Eu? Păi să vorbești cu ele, e normal, dar să le cânti? Ia, cum ai cântat? Te-am spus, cearâncuță, cearâncuță, cu bejării, năbrejării. Că mă scoți din sărite acum. Când? Ce? Păi de-aia, mă, s-au fugit furnicile care încontro zăpăcitule. Dar ce făcând așa de urât? Păi nu, dar ai făcut țărâncuțe furnicile mele. Păi să știi, da. De asta au fugit că le-am făcut eu țărăși pe furnici. Nu te deci că mă scoți din sărite acum. Fefe? A găsit-o pe Fefe. Unde e? Fefilița lui mămică. Unde e Fefe? A venit la mama. A venit la mama. Unde sunt soratele tale? Ia zi la foto. Fefe? Fefe? Fefe, Fefe, a murit Fefe. Să-i fie Podeaua ușoară. Fă ceva. Da, să fac, să-i țin lumânarea, zi. Băi, cât ești de insensibil, mă, anim... Că nici nu știu cum să-ți zic. Hai să-i faci mai bine respirație gură la gură, că-și revine. Nu mi-o da mie pe Fifi, că nu mă interesează. Era cea mai bună prietena mea din casă. Of, săraca. Din casă sau de sub casă? Că stă sub Podea, nu stătea sub Podea? Cu cine mai vorbesc eu? Cu mine, Floară, cu mine o să vorbești.
Nu o să te saturi. Ce să vorbesc, mă, cu tine? Floareu, nu mai boci că ai noroc. Da, uite, ți-am găsit un locuitor pentru Fefe. Ia uite aici, îl vezi? Ia uite ce frumos e. Uite ce viermușor frumos, îl vezi? Ia uite, îl vezi? Haide, puteam să-l mănânc, să știi, dar nu l-am mâncat, că nu sunt animal, da? Uite, uite, uite ce viermuleț, mamă. Hai, joacă-te cu floarea, viermișorule, joacă-te. Ia, joacă-te, ia. Îți place? Da. Vezi? Viermusel, mititel, cât ești tu de frumusel. O să-l cheme Viorel. Bravo. Și mai am, stai că mai am o veste bună pentru tine. Am fost ieri la frizerie, la Nae, la frizerul. Și mi-a zis că suntem plini de păduchi. Mi-a spus să-ți transmit, ori te speli pe cap cu gaz, ori dacă nu te duci la el să te tundă la zero. Ai înțeles? Hai, Floro, că te-ai umplut de prieteni! Ce fericită m-a făcut! Păduchel! Prichindel, ia și joacă-te cu Viorel. Așa. Mai, 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 aveți grijă, nu vă bateți. Jucați-vă frumos acolo în creștet. Mai n-auzi? Mai n-auzi?